300 de voluntari, medici și asistenți de la toate spitalele timișorene și studenți mediciniști, societatea civilă și întreaga administrație publică locală își unesc forțele într-o inițiativă comunitară fără precedent, cu un scop unic, victoria prin vaccinarea Timișoarei în fața pandemiei. La sfârșitul săptămânii, la Centrul Regional de Afaceri, se va desfășura un adevărat maraton de vaccinare sub sloganul "Pune umărul pentru Timișoara, vaccinează-te!". Am inițiat acest proiect. Deși noi lucrăm la terapie intensivă, sau poate tocmai de-aia, văzând cât de multe cazuri grave avem, realizăm că șansa principală este să vaccinăm cât mai mulți oameni. Astfel că am realizat, iată, un proiect al întregii comunități medicale din Timișoara. Miza acestei acțiuni a noastră este să reușim împreună să depășim momentul de criză și să revenim la normalitate. 30 de fluxuri de vaccinare vor fi amenajate aici, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Timp de 3 zile, non-stop, atât ziua cât și noaptea, sute de voluntari, medici, asistenți și studenți la medicină vor fi pregătiți să administreze 10.000 de doze de vaccin. Programările se pot face deja direct pe platforma națională. Câteva zeci de persoane s-au și înscris într-un timp foarte scurt de la activarea centrului. Eu aș spune unui om care nu este hotărât să se inspire din două categorii de oameni. Odată, grupul personalului medical, de la noi din țară, acolo unde marea majoritate s-au vaccinat și am văzut imediat impactul. Și apoi e foarte bine să ne uităm la poporul cel mai experimentat în a supraviețui de-a lungul istoriei. Și acesta este Israelul. Iar exemplul acestui popor, care a marșat extraordinar și s-a și organizat foarte bine pentru a se vaccina rapid, este de asemenea foarte, foarte elogvent. Încă de la începutul campaniei naționale de imunizare, Timișoara a tras tare pentru a vaccina împotriva COVID-19 cât mai multe persoane. Pentru că personalul de specialitate din centre nu este suficient, să apela și la voluntari. Am avut trei motive principale pentru care m-am înscris. În primul și în primul rând, datorită faptului că înțeleg situația în care ne aflăm și că pandemia ne-a dat peste cap cu totul societatea și atunci este o modalitate activă de a contribui la depășirea acestui moment. În al doilea rând, pentru că înțeleg foarte mult echipajul medical și domnii doctori care sunt aici sunt foarte epuizați. Este de datoria noastră, în special a viitorilor medici, să ne implicăm și să luăm atitudine și să facem ca lucrurile să meargă în direcția pe care ne-o dorim. Iar în ultimul rând, este un univers și personal în care interacționând cu diferiți oameni care vin în contact cu noi, ne dezvoltăm noi personal. Am ajuns în două săptămâni, am avut simptome cum ar fi tuse, febră, dureri de cap, dureri musculare, dureri în gât, oboseală intensă, lipsă de aer, greț, obiosături, diare. Sunt student la medicină și având în vedere pandemia în care ne aflăm, a restricționat foarte mult accesul în facultate și la cursurile fizice și așa, prin voluntariatul acesta la centrul de vaccinare avem ocazia să recuperăm cumva, să interacționăm cu oamenii, să fim pe lângă doctor, să învățăm mult mai mult decât ce aveam ocazia până acum. Am considerat că populația are cumva nevoie într-un fel de ajutor, deoarece toată lumea dorește să scăpăm cât mai repede de această situație critică și cred că singurul mod prin care putem să scăpăm de această situație este vaccinarea și atunci am ales să vin să ajut populația și să scăpăm. Și-au dorit ei foarte mult și ne-am dorit și noi să aducem un aflux de tinerețe, de entuziasm. Surpriza a fost că ei au obținut ce le-a lipsit în acest an, comunicarea directă cu oamenii și au învățat medicină. Au învățat medicină live împreună cu medicii noștri, au fost implicați în ceea ce au văzut și ei că e o premieră până la urmă pentru lumea medicală, să faci parte din prima campanie de vaccinare mondială, e un lucru extraordinar pentru un început de carieră. Implicarea studenților îi impresionează și pe cei care aleg să se vaccineze. E foarte bine, e foarte bine, pentru că să nu aibă lumea de așteptat prea mult. Practic sunt studenți la medicină și ei. Și asta e cinste dânșilor că ajută medicii din Brasov la dânșilor. Se grăbește vaccinarea populației. Au și ei de învățat ceva de aici? Normal. Normal, altfel nu s-ar implica, mă gândesc. Studenții din centrele de vaccinare efectuează în mod voluntar triajul epidemiologic și se ocupă de logistica centrului.